90 de meciuri, 7 goluri în perioada, 17 goluri, pardon, s-a mai luat din ele în perioada la Dinamo. Aia, pe perioada aia, a fost dată în acțiune sau a început să se execuți penalti? În perioada aia, acum toată lumea știa, trebuia să, am scos două ghete de aur, nu? Da. Nu prea puteam să dăm goluri noi. Am scos două ghete de aur. Da. Oricum, n-a fost calitatea mea de bază golul. Eu am fost mai mândru de mine dacă reușeam să dau o pasă de gol decât să dau un gol. Care e atacantul care trebuie să-ți mulțumească cel mai mult? Răduciu? Nu neapărat. Sunt mulți. Și fundați sunt mulți. Am chiar vorba cuiva. Mutică. În 3 ani la Rapid a dat 10 goluri. După ce m-am lăsat, eu n-am mai dat un gol. Mă întâlneam cu el și spunea, mă, Dani, nu te mai apuci să dau și eu un gol. După cornere și după lovituri libere. După lovituri libere, nu după cornere, după lovituri libere. Care este meciul de referință care ți-aduce aminte în perioada asta 86-90 împotriva Stelei? 6-4 cu Stea. 6-4. Da, sau 3-0 cu Stea. M-am dat în Ghencea 3-0. Da. Ai făcut un meci mare. Le-ai dat-o atunci printre picioare, cred că... De câteva ori. I-a enervat rău atunci. Cine a luat roșu? Hagi mi se pare că a luat roșu, da, a dat în Lupesc. În 89 începeam încălzirea cu 5 contra 2. Cine intra la mijloc făcea antrenament fizic. Făceam cred 200 de pase pe vremea la 5 contra 2. Acum se pupă dacă fac... Dacă fac 10 deci, pase, da. E bingo. Oricum aveam foarte mulți jucători care o pasam foarte bine.